Evenimentul Top Transfer este acum disponibil în FIFA Mobile și în acest video vreau să vă explic tot ce trebuie să știți, la ce premii putem ajunge. Putem ajunge la jucătorii de 97 sau la jucătorii de 95, despre asta vorbim astăzi. Hei, salutare prieteni și bine v-am regăsit la un nou video, pare puțin întârziat, dar iată că evenimentul Top Transfer, evenimentul în care avem jucători transferați astă iarnă, este acum disponibil în FIFA Mobile, totuși mai bine mai târziu decât niciodată, nu poți fi supărat când apare un eveniment nou. Așadar, pentru următoarele două săptămâni, până la jumătatea lunii aprilie, când probabil va apărea evenimentul de Paște, și vă spun de pe acum că îmi place foarte mult formatul acestui eveniment, putem face ce jucători vrem noi, ce skill boost vrem noi și asta este extraordinar pentru că fiecare are nevoie de altceva. Dar o să vorbim despre jucători, despre premii, la ce putem ajunge în câteva secunde. Haideți să ne uităm puțin acum la aceste două feluri de resurse de care avem nevoie pentru premii. Mă refer aici la punctele Top Transfer, foarte importante aceste puncte, la fel de importante și punctele Contract. De fapt o să le spun doar contracte de acum încolo pentru că puncte Contract sună rău, dar ne întoarcem puțin la aceste puncte Top Transfer. Așadar, vedeți că avem 5 noduri, 5 feluri prin care putem face aceste puncte. Acum, în partea de sus avem skill game, avem acel match întreg și avem reclama, fiecare dă câte 200 de puncte. Acum, în partea de jos, vedeți că avem un match versus attack în stânga și în dreapta un match head-to-head. Și acestea două sunt diferite față de celelalte 3 feluri de a face puncte, în sensul că aici poți face mai multe puncte sau mai puține puncte, depinde dacă ai câștigat match-ul, dacă ai făcut egal sau dacă ai luat bătaie. Și vedeți aici câte puncte primiți pentru fiecare. Acum, foarte important, pentru a juca versus attack sau head-to-head, trebuie să aveți o echipă de maxim 95 overall, ca la turneul cu legende. Cât despre adversari, cum vi se aleg adversarii, probabil ca la St. Patrick's Day, depinde câte victorii aveți, cu cât aveți mai multe victorii, cu atât o să dați de băieți care au și ei multe victorii, deci care joacă bine. Așadar, odată la 12 ore, din toate astea 5 felurile de a face puncte, trebuie să vă alegeți doar 3 și să faceți puncte, după care peste 12 ore puteți să vă alegeți alte 3, puteți juca cum vreți voi. Dar haideți să vă spun de pe acum ceva foarte important. Vestea bună este că dacă vreți să jucați doar la sigur, și mă refer aici la skill game, la meciul întreg și să vă uitați la o reclamă, în final veți ajunge la aceleași premii cu băieții care vor juca doar head-to-head sau doar versus attack. O să vă spun mai multe despre asta la premii, dar ideea este că dacă vreți să jucați doar partea de sus, doar la sigur să fie mai ușor, în final nu veți pierde nimic, veți ajunge tot acolo, probabil puțin mai greu, dar veți ajunge la aceleași premii. Ok băieți, și odată la 12 ore după ce vă alegeți 3 din astea 5 le jucați, ni se deblochează în partea dreaptă 50 de contracte. De fiecare dată la 12 ore primim gratis 50 de contracte și în partea dreaptă avem și acest max overall 95. Dacă v-ați apucat recent de FIFA Mobile, e foarte bun pentru voi. Vă mai spun o dată, acest max overall te ajută să-ți crești jucătorii până la 95, evident dacă ai XP și bănuți să-i duci până la 95. Ok băieți, și haideți să trecem la premii, să vorbim despre ce premii putem face și vă spuneam la filmulețul cu echipa mea 3 că de-abia aștept un portar cu number 1 și se pare că în sfârșit ne-am găsit portarul. Acest Van der Sar arată extraordinar, Prime Icon, senzațională carte. Evident că glumeam, cum vreodată să putem să ajungem la această carte va costa probabil mii de dolari să poți să o faci. Dar uitați-vă la băieții din top pentru că probabil în zilele următoare o să apară prin echipele lor. Și apropo de băieții aceia, pare că sunt foarte fericiți weekendul acesta pentru că în sfârșit își vor putea duce toți jucătorii până la 100. Asta înseamnă că probabil la următorul eveniment vom vedea dacă există rank-uri anul acesta. Am înțeles că există, deja băieții au ajuns la 100 și trebuie să mai crească și ei într-un fel sau altul, nu? Dar revenim cu picioarele pe pământ, haideți să ne uităm la ce premii putem face noi și avem aici în partea stângă o reclamă la care trebuie să ne uităm pentru a mai face niște contracte. Vedeți că puteți să vă uitați de două ori la ea. Acum, aceste contracte despre care am vorbit până acum sunt folosite pentru premiile de aici. În stânga vom avea mereu un jucător, iar în dreapta vom avea mereu două skill boosturi. Dar la fiecare 12 ore se vor schimba, va fi alt jucător în partea stângă și alte skill boosturi în dreapta.
Și știam că așteptați asta, iată pentru voi lista cu jucătorii. Ăștia sunt jucătorii care apar, în stânga aveți ora, în dreapta aveți cât costă jucătorii. Așadar, dacă aveți nevoie de unul dintre jucătorii aceștia, acum puteți să vedeți când apare, trebuie doar să vă strângeți contractele și când îl vedeți să-l luați. Acum, din câte am calculat eu, putem face undeva în jur de 2000 de contracte. Asta înseamnă că puteți să luați unul dintre jucătorii de peste 90, fie jucătorul de 90, fie jucătorul de 91. Din păcate se pare că nu putem să-i luăm pe amândoi, dar putem lua unul dintre jucătorii master și pe lângă alți jucători. Oricum, aveți aici lista completă, salvați-o pe telefon, faceți o poză ecranului sau dacă vreți să găsiți tot tabelul, probabil că îl voi posta pe pagina mea de Facebook, îl puteți lua de acolo. Dar ăștia sunt jucătorii, strângeți-vă contractele, faceți-vă un plan să nu-i ratați. Partea și mai bună este că iată jucătorul de 90 și 91 sunt în ultima zi, ceea ce este extraordinar, foarte frumos din partea celor de la EA. Și acum să vorbim despre skill boost-uri, pentru că aici este puțin mai complicată treaba. Din nou am o listă pentru voi cu toate skill boost-urile și când apare fiecare skill boost. Acum cred că pe coloana din stânga avem doar skill boost-uri comune și skill boost-uri rare și în partea dreaptă avem skill boost-uri legendare și skill boost-uri epice. Dar dacă vă spuneam că la jucător trebuie să strângeți contractele și să luați la final, aici trebuie să cheltuiți contractele destul de repede, pentru că la fiecare 12 ore când se resetează puteți lua doar de 3 ori oferta. Deci dacă urmăriți un anumit skill boost, nu puteți să vă strângeți toate contractele și la sfârșit să luați acel skill boost de multe ori. Nu știu exact de ce au făcut în penny aceasta, să-l putem lua doar de 3 ori la fiecare 12 ore, mă rog, de fiecare dată când îl vedem că apare. Și haideți să vă dau un exemplu ce voi face eu. Știți deja că merg pe skill boost-uri legendare, așa că de fiecare dată când voi vedea skill boost-uri legendare, îmi voi cheltui punctele, chiar nu vreau să rămân la final cu acele puncte. Deci pe orice fel de skill boost-uri vreți să mergeți, luați-le din timp, pentru că puteți lua doar de 3 ori skill boost-urile când apar. Ok, băieți, și haideți să mergem și pe această linie să vă spun până la ce jucători puteți ajunge. Începem cu niște skill boost-uri epice, foarte bune. Reflexe, ok, foarte bun. Urmează niște jucători aici la nodul 2, Bacuai din nou. Apropo, băiatul acesta iar este la altă echipă, parcă odată la 6 luni iar îl văd la altă echipă, e nebun băiatul. Dar mergem mai departe și iată că putem face contracte și de aici, tocmai v-am spus cum să le cheltuiți, apoi niște skill boost-uri comune foarte bune și ajungem la primul lăcățel. Acum, odată ce ați ajuns la nodul 5 și ați luat acest lăcățel, vi se deblochează băieții de sus și dintre toți jucătorii aceștia 3 puteți să luați doar un singur jucător, deci din păcate nu putem să-i luăm pe toți 3, trebuie să alegem doar unul. Acum, întrebarea ar fi pe care dintre băieții aceștia să-i luăm și cred că este un răspuns foarte clar, fie luați un jucător de care aveți nevoie în echipă, fie luați un jucător pe care puteți să-l vindeți pe market și dacă vă întrebați care din ei va fi mai scump pe market, înainte să luați unul dintre băieții aceștia, căutați-i pe market și vedeți cât costă. Dar dacă ar fi să ghicesc, probabil că Klein, fundașul dreapta, va fi cel mai scump din cei 3. Și bineînțeles, facem și max overall 96 odată ce luăm un băiat de aici, dar din fericire nu ne oprim aici pentru că putem merge mai departe pe linia de jos. 300.000 de bănuți foarte bine primiți, apoi 50 de contracte, de ce nu? Apoi avem 300 de skill boost-uri rare și ajungem la al doilea lăcățel, de unde putem face unul dintre băieții aceștia 3. Acum, dacă ar fi să ghicesc, probabil cel mai scump ar fi fundașul, are și un skill boost foarte bun. Dar din nou vă spun, dacă aveți nevoie pentru echipa voastră, luați-l pe cel de care aveți nevoie. Dacă nu, luați-l pe cel mai scump și vindeți-l pe market. Partea bună este că putem ajunge la ei fără niciun fel de problemă. Din păcate nu avem și max overall 97, dar trecem mai departe pentru că putem merge mai departe de atât. Continuăm pe linia de jos cu 100.000 XP, foarte, foarte bine primiți, apoi 200 de contracte, skill boost-uri, adică 300 de skill boost-uri și din fericire putem ajunge la băieții aceștia de 95. Trei cărți interesante aici, băieți, dar dacă ar fi să ghicesc, probabil că o să-l vedem pe portarul acesta peste tot, va fi un fel de Duffy de la St. Patrick's Day. Cred că toată lumea va avea acest portar. Din păcate, pentru mine nu are un skill boost extraordinar și nu prea se potrivește în echipă, dar voi vedea dacă îi fac loc, dacă este chiar bun de ceva sau doar overall-ul de el. Dar din nou, pe oricare dintre jucătorii aceștia ați merge, foarte bine că putem ajunge până la un jucător de 95. Și primim și max overall 98. Ok, băieți, continuăm pe linia de jos cu nodul numărul 14, 2 milioane de bănuți și din păcate cam aici ne oprim, pentru că aici ne se vor termina punctele top transfer. Dacă alegeți să jucați versus attack sau head to head și faceți mai multe puncte,
tot la 14 vă opriți, pentru că până la 15 mai aveți nevoie de vreo 3600 de puncte și, din păcate, maximul maximului, dacă jucați tot perfect, faceți vreo 3360 de puncte. Deci dacă strângeți mai multe puncte aici, probabil că veți ajunge mai repede la unii jucători și o să-i vindeți mai repede pe market, puțin mai scumpi, dar în final vom ajunge cu toții la 14 dacă jucați tot. Și asta înseamnă, din păcate, că nu voi putea ajunge la aceste skill boost-uri legendare sau la unul dintre băieții aceștia doi de 97, dar hei, chiar dacă nu ajungem la băieții aceștia, tot putem să facem niște premii foarte bune. Și dacă v-a plăcut acest video, mai am și altele pentru voi, aveți acum două pe ecran, dați pe unul și uitați-vă, până data viitoare, numai bine, prieteni, pa, pa!